Mulțumesc, spune președintele. Acum domnul Boștinaru are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Distinși colegi, distinse reprezentant al Comisiei Europene, vreau să salut acum și aici efortul și pasiunea cu care organizații non-guvernamentale din România s-au angajat în susținerea acestui proiect. Vreau să subliniez de asemenea contribuția Academiei Române, a Academiei de Studii Economice din România, din București, a cercetătorilor științifici din România care s-au implicat în promovarea și apărarea acestui proiect simbolic cumva în războiul dintre noi și natură care se desfășoară în Munții Apuseni. Asta în ciuda faptului că președintele țării mele este un fervent și declarat susținător al acestui proiect împotriva prevederilor constituționale. Comisia, și am să încep intervenția mea pornind de la datele din răspunsul Comisiei Europene. Comisia Europeană spune că, potrivit informațiilor, compania Roșia Montană Gold Corporation asigură 150 de milioane de euro pentru mentenanța și operațiunile de supraveghere, monitorizare a iazului de decantare care se va construi acolo. Distinși colegi, vă reamintesc că avem în față un proiect gigantic. Este cel mai mare proiect de exploatare auriferă care se are în vedere astăzi pe planetă. Este vorba de un proiect care va duce la excavarea aproape 500 de milioane de tone de steril, 500 de milioane de tone, că în urma utilizării cianurilor, astăzi în Uniunea Europeană utilizăm 1000 de tone de cianuri în toată industria minieră din Europa. Și acesta e un mesaj pentru Comisia Europeană, în primul rând. La Roșia Montană se dorește a se utiliza 13.000 de tone de cianuri de sodiu pe an, de 13 ori mai mult decât în toată Europa. La Roșia Montană, într-un perimetru de 1258 de hectare, se vor săpa 4 munți pe o adâncime de 400 de metri, creindu-se un crater gigantic vizibil și după lună, de aproape 8 km diametru, și transportul materialului rezultat ca urmare a utilizării explozibililor, 10 tone de dinamită în fiecare zi, 365 de zile din 365, va fi transportat acest material cu camioane de 150 de tone, care vor amplifica efectele de poluare, inclusiv prin vibrații transmise solului cu riscuri asupra barajului. Intru în aspectele tehnice pentru că vreau să discut și să alertez Comisia Europeană asupra efectului catastrofal din punct de vedere al mediului. Vom avea în acest iaz de decantare 215 milioane de metri cubi de cianuri, componenta de bază cianuri și metale grele. Pentru a înțelege magnitudinea acestui proiect și riscul fabulos asupra securității nu doar a României, ci asupra statelor vecine, vă reamintesc, distinși colegi, că în 1993 s-a produs un accident de o magnitudine mult mai mică în Colorado. În 1995 s-a produs un accident asemănător, dar la o proporție mult mai mică, în Guyana. În 1998 în Kârgâzstan, iar în 2000 la Baia Mare. Accidentul de la Baia Mare, considerat de presa ungară în primul rând un al doilea Cernobâl, a fost provocat de scurgerea a doar 100.000 de tone de cianuri și metale grele, care aproape a desfigurat, a devastat flora și fauna în bazinul Tisei. În România avem acolo 215 milioane de tone și barajul acesta, făcut din arocamente, are 185 de metri înălțime. Gândiți-vă că acest baraj va trebui să reziste pentru eternitate, cât vor fi istoria și geografia țării mele. Iar firma canadiană, cu mare generozitate, oferă 150 de milioane. Ce înseamnă ca bani această resursă? În Ungaria, accidentul de la Magyar Aluminium de anul trecut
a fost cauzată de scurgerea a doar 700.000 de tone de ape infestate. 700.000 de tone. Iar guvernul Ungariei a penalizat compania respectivă cu aproape 500 de milioane de euro. Dumneavoastră vreți să spuneți că o asemenea bombă ecologică va putea menținută fără a produce efecte devastatoare Comisia Europeană cu doar 150 de milioane de euro, când o singură amendă în Ungaria a făcut 500 de milioane? Va fi Comisia Europeană gata să plătească pentru pagubele devastatoare pe care le va produce asupra României, asupra Ungariei și altor țări din bazinul Dunării, în cazul în care se va produce o asemenea catastrofă? Aici Comisia Europeană nu poate să își escamoteze responsabilitatea. Și vă mai spun în încheiere un lucru. Sunt de acord că sumele calculate acolo par interesante. Dar Commonwealth Scientific Research Organization din Australia evaluează costurile de post-exploatare la 600 de milioane de dolari. În Statele Unite, US Environment Protection Agency evaluează mentenanța post-exploatare a acestui proiect la 2,6 miliarde de dolari, Comisia Europeană. Acestea sunt datele. Dumneavoastră înghițiți ca fast food ceea ce vă oferă Gold Corporation și un guvern român care e mai degrabă complice în această chestiune. Închei susținând fervent ca această Comisie Europeană să intervină drastic, spunând doar că banii proveniți din aur pot cumpăra case ale oamenilor săraci, pot cumpăra spațiu publicitar în media românească, pot cumpăra politicieni și chiar guverne, dar refuz să cred că Parlamentul European și Comisia Europeană nu vor lua o atitudine fermă bazată pe legislație. Și mai transmit un mesaj Comisiei Europene. Aici nu avem de-a face doar cu directiva privitor la mining industry. E vorba despre directiva privind apele de subsol, privind aerul. Trebuie un studiu strategic de impact de mediu și efectele cumulative ale acestei bombe ecologice pentru România. Cer Comisiei Europene să acționeze nu post factum sau post mortem, să acționeze preventiv. Let do it now because tomorrow will be too late.